RJDP Vâlcea a început lucrările prin defrișarea zonelor împădurite, decolmatarea șanțurilor și frezarea terenului pe o distanță de circa 10 km. De săptămâna trecută se și asfaltează pe un sector de 1,5 km în zonele locuite. Pe acest drum nu s-a făcut intervenții de 24 de ani, este închis total. În scurt timp se va putea circula în condiții de siguranță pe acest drum între Berbești și Copăceni, dă asigurări președintele Consiliului Județean Vâlcea. Constantin Rădulescu a verificat în această săptămână stadiul lucrărilor și a stat de vorbă cu angajații RJDP care lucrează în ciuda temperaturilor de afară. Apa avem, tot ce trebuie? Avem. Sunt 34 de grade acum. Domnul director, câte grade avem lângă repartitor? Peste 50. Peste 50 de grade sunt lângă repartitor, să redeschidem de fapt drumul oaselor. Îl redeschidem drumul așa cum am promis, noi ziceam că la anul, prin primăvară, dar uite ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să echilibrăm bugetul. Cât a fost închis drumul, domn director? Deci imediat după 1989 a mai durat cam 4-5 ani, după aceea drumul s-a închis. Au fost lucrări multe până ne-a apucat de asfaltare. A trebuit să curățim pământul vegetal care deja ajunsase pe partea carosabilă, pe acostament, așa, a trebuit să decolmatăm toate șanțurile care au... Astăzi făcut șanțurile? Toate. Dar avem până la... deci drumul, având 10,5 km, una cu păcie, mai avem cam 800 de metri de curățit șanțurile și pământul vegetal pe partea carosabilă. Bun, și după aceea marcăm, facem acostamente, tot din tot. Exact. Drumul oaselor face legătura între Berbești și Popești și este un drum important pentru vâlcenii din această zonă, întrucât scurtează cu peste 20 de kilometri distanța până la Râmnicu Vâlcea. Cei care vreți să ajungeți la Râmnic, o luați peste deal, cum s-ar spune, din Berbești până la Copăceni, o să fie drumul bun, asfaltăm pe tronsoane. Distanța între orașul Berbești și municipiul Râmnicu Vâlcea s-ar scurta în jur cu aproximativ 20-25 de kilometri. Important este că ne-am ținut de cuvânt și facem acest lucru cu bună credință. E pentru mine o bucurie, iar recunoscător sunt colegilor mei de la RJDP. Iubesc mult de tot această singură instituție rămasă la nivel național de profil la noi la Vâlcea.